Salut, băi, și bine v-am regăsit la un nou minunat episod, fraților. Băi, deci am văzut că la episodul 11 s-au strâns, wow, câte like-uri, deci chiar apreciez foarte, foarte, foarte mult. Noi ne-am strâns aici cu Aenuțu și cu Carlos. Salut, băieți! Salut, salut! Salut, salut! Tocmai și se dă un jaf la Fleca și noi ne-am strâns aici. Mă rog, cred că jaful se dă de un minut sau două minute, dar i-am chemat eu rapid pe băieți aici la Fleca. Și să-i dăm drumul. Bun, haideți la Fleca, la Fleca. Veniți după mine. Ok, ok. Bun, am pornit. Wow, ușor, doamne ce nebun, frate. Dar oricum, băieți, nu uitați acolo să apăsați butonașul de like, care însemna foarte, foarte mult pentru mine. Deja se trage. Deja se trage, dude. Ok. Luați cover, luați cover după mașini. Puneți-vă mașinile în așa fel încât să luați cover. Ok, ok, trebuie să avem mare grijă, băieți, aici. Trebuie să avem mare, mare, mare grijă. Putem să murim oricând. Alo, bună ziua! A ajuns poliția! Uliu, cred că e mafiot asta. Bună ziua, bună ziua! Bună ziua, domnule, ce se întâmplă aici? Aveți o static? Nu avem o static, domnule. Ce se întâmplă? De ce dați jaf? Păi, se însăraș, domne. Domnule, banca este înconjurată de polițiști. Mai exact doi. Domnule, pe mine nu mă... Eu am aici o armă de calibru mare făcut omor. Și noi avem la fel, calibru mare și armură pe noi. Domnule, dacă dumneavoastră lăsați acum jaful, noi vă promitem că vă lăsăm acum în pace. Bă, dacă vă apropiați, dăm drumul la... Bă, vedeți că avem o bombă înăuntru, treaba voastră. Domnul, ușor cu bomba. Ușor cu bomba. Aveți o bombă? O bombă plantată, e fix deasupra băncii. Pe acoperiș. Pe acoperiș, înțeleg. Bun, domnule, deci spuneți că nu aveți niciun ostatic. N-avem. Alți oameni în exteriorul băncii aveți? Nu. Da. Ce că nu, da. Bun, domnule, am înțeles. Băi, ci că nu, da. Colegii, aveți grijă, aveți grijă. Uitați-vă împrejur că s-ar putea să aibă sniper sau ceva, mare grijă. Cine intră moare? Cine intră moare? Să trag eu pe aici, să mă asigur că nu-i nimeni. Ok. Oricum, băieți, nu uitați că mâine la 17:00 va apărea un nou minunat live, mă băieți. Deci mâine la 17:00, ule, ușor, doamne. Verificați zona, băieți, verificați zona. Sper să nu fie unul pe aici, că n-am chef să mor. Oh my god, ok. Trebuie să plec de aici. Bank of Ireland. Iron. Bai. Putem să fim îmbușcați. Urcă în mașină și fugi. Acum. Nu înțelegem. Urcă-te în mașină și pleacă. Electrocutați-l și încătușați-l. Încătușați-l. Va fi încătușat și lăsat aici. Haideți repede, că pierdem timp. Mamă, băieți, ce emoții am, sincer. Sper să iasă totul ok. Sper să iasă totul ok. Alo, domnule, m-auziți? Da, vă aud. Am găsit un om în exteriorul băncii. Este cumva de al dumneavoastră? Nu, domnule, nu știu. Aha. Am înțeles. Bun, atunci, domnule. Mamă. Domnule, vă rog frumos să terminăm jaful. Domnule, noi vă lăsăm să... Fiți atenți, domnule. Fiți atenți cum facem. Dacă dumneavoastră lăsați sacul cu banii înăuntru, aveți cuvântul meu că vă vom lăsa să plecați. Bine? Domnule, iar dacă nu prea vă știu atât de bine. Nu vă știu de cuvânt, domnule. Domnule, va trebui să mă învățați de cuvânt și aveți tot dreptul să vă îngrijorați. Aveți tot dreptul să vă îngrijorați. Dar aveți drept, aveți încredere în mine că totul va ieși ok. Dacă veți lăsa banii în bancă. Nu prea cred, domnule. Domnule, aveți cuvântul meu. Ia uite-l și pe ăla. Aoleu. Nu, nu facem nimic. Bebe. Da, domnul. Da, domnul. Ia uite-l, mă, și pe ăsta. A venit iepurele. Eu zic să... Da, domnul. Plecați de acolo că e să rău, vorbesc serios. Domnule, dar v-am
pus dacă doriți asta. Deci aveți cuvântul meu, dacă dumneavoastră lăsați bani în bancă, vă lăsăm să plecați, cale liberă. De ce nu doriți? Merge așa, domnule, suntem săraci. Păi, ne-am venit aici degeaba, stai așa. Păi, domnule, banii, credeți? Domnule, domnule, noi nu suntem numai unii doi oameni au muncit pentru acei bani. Nu, nu ne pasă, ce noi luăm? Ne muncim ca sclavii. Fii atent, facem altfel, facem altfel. Ascult. Facem jumătate jumătate și plecăm? Facem jumătate jumătate? Domnule, nu este ok, nouă ne trebuie toți banii. Cine intră moare, repet, cine intră moare? Nu, 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 nu încercam nimic deocamdată. Lasă, eu chiar vreau să-i las pace. Dacă vor ieși cu toți banii, îi împușcăm. Dar dacă vor lăsa banii în pace, noi mai împușcăm. Îi lăsăm. Da, și... Cum mai trageți de timp? Că nu aveți nicio șansă. Vă spun de pe acum. Domnule, dar nu tragem de timp, asta e toată faza. Ai detectat un om? Am detectat un om care... Domnule, nu mă mișuniți. Uitați-l acolo în față. Domnule, dacă are armă, are armă, are armă, are armă. Are armă. Dude, ăla are armă. A scos arma, nu pot să cred. Rămâneți în cover. Dude, nu pot să cred că a scos arma tipul. Unul de pământ. Ah, fuck. Avem un prieten la pământ. Suspect la pământ. Dar avem un coleg la pământ. Ah, nu pot să cred. De ce ai avansat, colegul? De ce n-ai rămas în cover? Că veneam eu. Mamă, nu, 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 nu. Colegul, vreau un respirativ la gură. Doamne. Colegul, nu, nu e, nu e. Domnule, avem un coleg la pământ din cauza dumneavoastră. Și nu o să încetăm, nu o să încetăm dacă nu eliberați zona. Ne-ați omorât un om de-al nostru. Noi v-am propus. Să continuăm. Noi v-am propus. Nu pot să cred așa ceva, domnule. Ne-ați omorât un coleg. Fiți antenă, cum facem? Luăm ostaticul, plătim pentru bani, pentru moartea colegului. Ostaticul? Și plecăm în linie. Unde e ostaticul? Păi, îl văd acolo, e legat. Ăla e de-al nostru. Ăla legat de acolo. Pleacă, mă, n-auzi? Pleacă de aici. Pleacă-mă de aici. Așa. Ce ostatic, domne? Aaa, m-am lăsat de acolo, a? Domnule, lăsați banii în bancă și noi vă vom lăsa în pace. Domne, plecați de aici. Lăsați banii în bancă și noi vă vom lăsa în pace. Ok, bun. Facem următor. Lăsăm banii frumos. Lăsăm armele, ieșim frumos. Urcăm o mașină, fără focuri de armă. Da, promiteți că lăsați banii. Noi nu tragem, da? Promiteți că lăsăm banii. Promitem, că lăsați. Promitem. Bun. Promitem. Bun, colegu. Ai cuvântul nostru. Nu tragi, nu tragi. Da. Acum fără nicio glumă, okay. Nu tragi. Bun. Pleacă, bă, de aici. Dă-i drumul de aici. Îți dau cătușele jos, dar pleci. Dă-i drumul de aici. Săracu. Mamă, asta nu înțelegem. Ok. Rămâi aici. Rămâi aici. Am arma aici la, la roată, în caz că se întâmplă ceva, ok? Calmează-te. Totul va ieși conform planului. Ok, ok. Îi lăsăm să plece. Au spus că vor lăsa armele. Ok. Urcați ușor în mașină. Uite mă că au lăsat banii. N-are niciunul. Lasă-i, 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 lasă-i să plece. Hai să luăm banii, hai să luăm banii. Bun. Mamă, ce-au făcut aici? Bă, au fugit cu banii! Au fugit cu toți banii. Au fugit cu banii! Aoleu, băi, nu cred! Nu! Băi, ce troll ne-am luat, nu cred! Au fugit cu banii, băieți, am înțeles. Hai că mai prindem dacă e. Bă, avem și un coleg la pământ. Faoleo. A fost împușcat în burtă.
Dar, da mă băieți, cam atât cu acest minunat episod, bă băieți. Vă aștept mâine la 17.00 să facem un live împreună. Mâine vom intra pe Underground, după care vom intra pe Y și să sperăm că va ieși un roleplay din ăla super, super, super tare. Nu uitați că marți apare roleplay cu Pink și noi ne reauzim mâine la 17.00. Deci, practic, miercuri, lăsăm pe miercuri episodul cu Pink, depinde, rămâne să vorbesc și cu el. Bine, mă băieți, v-am pupat și ne auzim. Succes în continuare, pa, pa!